m-am angajat deja într-o televiziune locală de acolo, unde am lucrat 3 ani înainte să vin la București. În decembrie 89 aveam 12 ani, eram la Domnița, pe lângă lacul Cinci și în zona Vânătoare, un copil fără grijă până atunci, și toată lumea s-a răsturnat deodată și s-a răsturnat foarte curând.